Primarul din Motru a decis să-i întrebe pe localnici dacă mai vor sau nu căldură, după ce vremea s-a înrăutățit exact în momentul în care oamenii credeau că scapă de facturile împovărătoare. Cea mai la îndemână metodă a fost organizarea unui referendum, însă nu a unuia clasic, ci a unui referendum modern pe o rețea de socializare. Pentru cei care nu au acces la internet, consultarea publică se face prin asociațiile de proprietari. Am întrebat la asociații, am fost asociații să întrebe cetățenii, avem adresată întrebarea și pe Facebook. Și în funcție de răspunsul majorității vom vedea dacă prelungim sau nu. Numai ce am inițiat această acțiune, încă nu avem un feedback. Termenul limită pentru ca cetățenii să se hotărească dacă mai vor sau nu căldură este 30 martie.